În fiecare an, pe 2 aprilie, încă din 1967, în întreaga lume se sărbătorește Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. Data nu a fost aleasă la întâmplare, 2 aprilie fiind și ziua de naștere a celui mai îndrăgit autor de bazme, Hans Christian Andersen. Cu această ocazie, mâine, începând cu ora 11, Biblioteca Municipală Megidia, în colaborare cu Biblioteca Școlii Constantin Brâncuș din Megidia, îi așteaptă pe iubitorii de lectură la sărbătoare. Biblioteca joacă un rol important în apropierea copilului de lumea cărții și implicit de lectură. Acestea trebuie să devină prietenii copilului la cea mai fragedă vârstă. Alegerea titlurilor potrivite este doar un prim pas. În acest context, Biblioteca Municipală Megidia, în colaborare cu Biblioteca Școlii Constantin Brâncuș din Megidia, invită localnicii să participe de la mic la mare la o serie de activități interactive și multe surprize. Pe micii iubitori de lectură, Biblioteca Municipală îi așteaptă cu o expoziție de carte dedicată scriitorului Hans Christian Andersen, Andersen, magicianul basmelor, o întâlnire cu scriitorii Ovidiu Dunăreanu și domnul profesor Petcu Abdulea, unde vor prezenta cărțile pentru copii, prezentare de carte pentru copii de la editura Exponto, și un mini-recital de muzică și poezie a elevilor școlii Constantin Brâncuș din Megidia. Ești tot copilașii din Megidia, mâine sunt invitați la bibliotecă, în sala de spectacol, de fapt, a tinerilor. Da, îi așteptăm cu mult drag și sper să le placă această acțiune. Care este scopul acestei acțiuni? Scopul acestei acțiuni este de a atrage copiii către lectură. Dintre persoanele care vin la bibliotecă, cât la sută sunt copii? Cât la sută, spunem că 50% sunt copii, începând de la cei mai mici până la cei mai mari. Da. Dacă ar fi să faceți o balanță, așa, să puneți în balanță, vin mai mult cei mici sau mai mult cei mari? Cei mici. Scopul acestei zile este de a însufleți dragostea de carte și de a îndrepta atenția copiilor către lectură. Activitățile vor avea loc la sala de spectacole Eugen Ionesco, a Casei de Cultură Ineroman din municipiu.